consilieri, sunteți convocat în ședința de astăzi, conform dispoziției numărul 162 din 12.07.2023. Din consultarea condicii de prezență a convocatorului, rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local, au răspuns prezenți 13 consilieri. Fiind întâlnit cu formul prevăzut de articolul 39 și articolul 34 alineatul 3 litera A din UG57/2019, codul administrativ. Așa cum ați luat la cunoștință, vă spun să-mi permită să vă prezint următoarea ordine de zi. 1. Aprobare procesului verbal al ședințelor din data de 30.06.2023 Consiliul Local al Comunei Sporței. Prezintă Danila Vasile, secretar general comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar în cadrul școlii gimnaziale Sporțieni, pe luna iunie 2023, conform anexei parte integrată din prezenta hotărâre. Inițiator, Antoni Vărchită, primar. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 2, anul 2023. Inițiator, Antoni Vărchită, primar. 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026. Inițiator Antoni Gheorghiță Cătălin Primaș. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii mixte formată din angajați ai UAT Comuna Sporțieni, consilier local și alte persoane din cadrul Comunei Sporțieni în vedere verificării modului de raportare la rețeaua de apă a Comunei și verificarea tuturor apometrelor care trebuie să fie sigilate. Inițiator Antoni Gheorghiță Cătălin Primaș. Articolul 6, întrebări interpelări. Dacă sunt de acord cu ordine de zi? Sunteți, da. Sunteți de acord cu ordine de zi? Eu am doar întrebat. Pentru că domnul primar știe ce vreau să spun. Proiectul mele din aprilie, nici măcar unul, trei. Dar nu-i nea secretar în concediu, la mare, nu știu. Și nu a mai venit din aprilie, domnul primar. Nu când am discutat, la ultima ședință. I-am spus, dar dacă a fost în concediu, el știe, de acolo e, de-aia zis. Vin iar decembrie, iar mocir, nu, iar sare, iar nebunii pe partea noastră. La ședința viitoare, nu mă țin eu de capul, nu pot să zic. Vă rog frumos. Da. Și eu am o problemă aici, pe ordinea de zi. Se poate? Da. Se poate, da? La ședința anterioară am discutat și am luat o hotărâre cu colegii noștri ca să facem o ședință de îndată pentru acel proiect care a venit Ionuț, înființarea într-o anumită formă sau alta a echipei de fotbal. Nu s-a venit cu nici, deci cu o ședință de îndată sau extraordinară și văd că nici pe ordinea de zi a acestei ședințe nu este trecut. Mi se pare aberant și s-a consemnat în procesul verbal. Da, v-a spus că nu este secretarul și dânsul avea toată documentația ce trebuie făcut acolo. Tura trecută când a venit, domnul secretar a zis că nu sunteți dumneavoastră. Cum? Tura trecută, în ședința trecută, când am... Dar ce treaba are, dacă făcea proiectul de hotărâre... Din cauza dumneavoastră, nu sunteți și nu poate să iau decizii. Primar că spui ce trebuie decizii. Și locale a decizii, nu primar. Dacă punea pe ordinea de zi, era ok. Nu este frumos din partea conducerii să fim... De când e domnul secretarul în concediu? A, nu două săptămâni. S-a consemnat în procesul verbal de la ședința trecută și cine îi ține locul, trebuia să ia locul. Da, dar dacă documentul nu și-a prezentat cine îi ține locul, nu-ți le ia. Deci avem promisiunea dumneavoastră, măcar proiectul meu cu mijloacele de transport și da, la ședința viitoare, deci eu l-am pus și-o și adresă să informeze și juridic, să fie bătut beton, așa, ca să avem și articolul lege în spate și... Dar de atunci am vorbit, nu de acum. Măcar unul, măcar ăla și o luăm treptat, dacă nu se pot toate trei odată. Dar unul, ca să rezolvăm cu problema aia cu mocirul, cu șantul, de acolo, vine decembrie, lumea iar.
vine la domnul Frank, vine la domnul Mir, la domnul Cicu, ce facem? Păi facem, dar ce facem? Noi le-am promis. Înainte de alegeri, mă trebuie să facem, dar... Să politic. N-am promis apă canal și nici OZN-uri. Am promis o bucată de drum nemocilit acolo la noi. Mai mult n-am promis. Dacă nici asta nu suntem în stare, nu știu ce mai caut, ce mai caut eu aici. Vreau să nu mă interesează, dar aș putea foarte bine să plec. Serios. Nu vă condamn pe dumneavoastră, pe nimeni, dar de 3 luni? Măcar ăla care știți că de când am început ca și consilier, tot vă rog, nu există cadru legal, nu există, nu se poate. Acum dacă am depus și de ce există, că proiectul s-a implementat în alte localități. Deci este legal, este tot. Să scăpăm de sărăciile alea de acolo, care ne fac viața grea, pe tot parcursul fiecare. Aici avem păi da, și-o făcut grădina acolo și-o pus un zid în față, toată sarea în drum. Nici nu poți să circul, lasă și mașinile acolo, deci chiar nu poți să circul. Dacă vin două mașini din sens opus, iar n-ai ce să faci acolo. Nu ai. Mai vin și cei care sunt delegați aici, își parchează mașinile acolo, lași mașina la cantor și vezi prin tot. Întrebați-mi, domnul Frans, domnii care s-au fost. Dar n-am văzut. Da. N-am făcut atât eu. N-am văzut și eu. De câte ori am fost, am dat nici poliția acolo. Păi da. Da. Hai, deschidem. Suntem la păstor din ea. Sunteți de acord cu aprobarea procesului de luat? S-a organizat? Ordinea de zi. Ordinea Următorul proiect cu decontarea cheltuielilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a persoanelor de date și de dedicație auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe luna iunie 2023, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărâre. Inițiator Anton Gheorghe Cătălin Primar. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul al doilea, anul 2023. Inițiator, Anton Gheorghe Cătălin Primar. Mă scriu la cuvânt, vreau o lămurire, nu mai mult, două chiar. Nu convocatorul, la care sunt mai toți pe listă. Trei, la cuvânt. Mai este cineva? Scrie la cuvânt. Următorul, mai este cineva? Ultima. Doamna Tama. Da. Dacă nu se vorbește, mai este și eu. Și eu, ultima. Da. Domnul Balcău, văd aici un sol 357.820, care înseamnă că sunt banii primării. Da? E un sol contabil de plus. Deci nu. Au ajuns la urechea mea niște zvonuri că niște membri dintr-o comisie nu și-au luat bani. Puteți să ne lămuriți? Da. Doar să ne ziceți de ce... Au făcut solicitare. E vorba doar la Popa, doamna Claudia... Dar eu n-am făcut ce sol. Nu, nu a făcut, dar... Da, e făcut parte din comisie. E făcut parte din comisie. Am întrebat la contabilitate când are bani pe segment, că nu-i trecut în fila de buget, la rectificarea de buget, îi plătește. Atât. Când ori nu-i suma mare, dar au zis că nu-i acoperit legal. Asta e. Așa. A doua parte este două cheltuieli cu energie electrică, 29.000 și una iar 30.000. Puteți să ne spuneți care-i treaba cu ele? Păi s-o plăți fac. Tot cu iluminat public. Păi cheltuieli cu bunuri și servicii curent iluminat public. Aici, energie electrică, 29.000, deci în total cu 59.000. Dar, ce să vă spun, știu că s-o plăti factor, dar dacă nu-i contabil, aș fi în concediu judecător, să nu pot să vă dau mai multe detalii, că aici întrebăm la aparatul special. Am înțeles. Domnul Cică? Da, referitor la acest proiect, da, într-adevăr, vine de fiecare dată cu cheltuieli, cu execuția bugetară pe cheltuieli. Intrările care vin mai mari decât din partea, nu știu, de la stat, din buget sau cum vin, atunci se face rectificare bugetară. Dar eu, de exemplu, în ultimele, adică de la buget, da, de la aprobarea bugetului până în prezent, nu știu dacă a fost o rectificare bugetară. Dar nu se face în primul semestru. A, nu, în al doilea.
Suntem trecuți de al doilea, ca să rămân. Nu se face primul, se face în al doilea. Ăsta e când, la final de trimestrul al doilea, da? Banii care vin, de exemplu, a fost tractor, a fost remorc, a fost excavator care s-au vândut. Ăia nu se face rectificare, probabil, că e o sumă prea mică sau așa, dar banii se cheltuie. Adică noi, oricum, ca și consilier, nu știm nimic despre ce și unde și cum. Din banii respectivi au fost tot felul de propuneri din partea consilierilor, nu? Dar sunt acolo, cum a zis și colegul, cum a zis și Adi, este un sol, da? Suntem cu 357.000 pe plus, să zic, pe parte pe plus. Aici tot vin cheltuieli, aprobăm. De exemplu, la drumuri, 11.000. Da? Drumuri și poduri, 11.000. Acolo banii respectiv, la ce drumuri și poduri s-au folosit? Pentru că avem și modernizare de drumuri de interes local, 22.000. Dar piatra care s-a cumpărat, din ce s-a cumpărat? Și drumuri și poduri? Păi da, acolo e capitolul bugetat. Și modernizare drumuri de interes local? Modernizare drumuri e proiectul care e derulare. Nu s-a avize, nu s-a plătesc, nimic acolo, cum? Dar v-am spus, pentru orice să vă documentați, veniți când mai veniți pe la mine, intrați la doamna contabilă, vă lămurește pe capitole, că e aici mai măsuri cu... Domnul primar, eu v-am mai spus și vă mai zic. Lămurirea prin vorbe. Din concediu. Nu e o lămurire. Da, ți-am scris dacă vreți să vină. Păi scris o să vă dea. Așa, mă duc acolo și îmi scoate 20 de dosare și îmi arăt, uite, asta aici. Nu, da, ți-am scris. Ce e așa greu? O să vă dea. E greu să dea scris. Banii respectiv, v-am zis, s-au vândut excavatorul, s-au vândut remorca, s-au vândut tractorul. Banii respectiv au intrat în primărie. Noi aprobăm cheltuieli. Păi ce s-a cheltuit? S-a cheltuit, dar s-a cheltuit din capitolul bugetar aprobat în primăvară. Soldul ăla de bani o să trebuiască să facă o rectificare de buget, când vine, o pun și o facem și gata. Și hotărâți unii puni. Soldul ăla de bani, suntem la sfârșitul din primăvară. Băi, omule, în ce lume ești? Semestru. Semestru e 6 luni. Ești în iulie. Pe trimestru. Nu pe trimestru. Bugetul se face după primul semestru, după 6 luni, să se face rectificat. Domnul primar. Documentează-o, Leac Ionuț, și ai să vezi că așa cum zic eu. Noi când aprobăm venituri și cheltuieli... Da, bă, dar asta e execuția bugetară pentru ce ai aprobat la început de an. Și ce s-au cheltuit în trimestru. Bugetul, rectificarea se face după 6 luni. Da, domn primar, bugetul pe ce se face? Pe semestru sau pe trimestru? Eu spun bugetul pe trimestru. Pe trimestru, dar rectificarea de buget, ca să poți să muți banii dintr-o parte în alta, trebuie să-i muți sub forma care vreau să-i făcut. Și ți-o mai zis contabilă, okay. Și eu. Au trecut 6 luni, adică două trimestre, adică un semestru. La rectificarea din luna, din viitoare îi facem. Pentru că dacă, cine face documentația? Nu trebuie să o facă contabilă. Eu o veni din concediu și o făcut execuția bugetară, am chemat-o. Dar pentru, ca să face rectificarea de buget, trebuie să fie aici, vă explice, sunt, e contabil, nu? Eu vă explic, adică la nu știi cifrii cu unui contabil, el e din meserie, de-aia este aparat de specialitate. Da, mai e cineva? Domnul, a semnat domnul Cibă. Da, am terminat. Domnul Bes. Domnul, da. Bună ziua. Ce trebuie? Și eu tot o reglementare vreau aici, așa, la materiale cu caracter funcțional. Scrii la fântâni publice. Uite, asta îți răspunde doamna Vici. Da, zi, deci, în deci aici așa ia pentru întreținere și funcționare. 39.000, așa, contracte, bine. Și scrie aici așa ia timp de poștare lichid, analizia pe bazin și fântâni publice. Care sunt fântânile publice? Hai că ți-a dat lista. Acum 7 fântâni. 7 fântâni. La Florești, dar la publice. Care este la șosea, care este la... Fântâni făcute de... Da, nu sunt publice. Fântână publică... Eu așa am avut lista dinainte. Primării. Dar nu e fântână publică. Făcute din primării... Păi mai știu care e așa. Ciușmeaua făcut... de la Grigorin. Ciușmeaua de la Grigorin, da, este trecută. Și de răpânate. Și am luat... Nu, eu deci iau numai analiza la apă. O duc și s-a... Ideea este nu s-a făcut nimic. Deci trecem fântâni publice, dar la fel și fântâni publice. Da, asta e altă situație, nu știu. Acum, fântânile publice, e atâta lumea, chiar dacă nu-i fără. Dar e pe zoană, la om toate publică, doamne, e în o gradă. A, așa. Da. Da, sunt vă 7 la domnul primar. Pe domeniul public asta înseamnă. Da, nu că sunt făcute de primării, da. Domnul primar, aici așa la contracte, avem trei persoane. Domnul Sava Dumitru. Da. Așa.
domnul Stanciu Cornelu, Stanciu Cornelu Luș, și Moței Dorineu. Așa. Domnul Sava știm ce face, domnul la fel, dar Moței Dorineu? Cu apa. Bagă apa în rezervor și el are grijă de tot. Dar văd eu sumă totală, mi se poate zice fiecare în parte. Tot de la contabilitate, că chiar nu știu toate. Am înțeles. Văd iar cheltuieli pe asistență juridică și avocat. Da, pe iară niște procese în derulare. Am înțeles. Achiziționare tractor 5.000, l-am luat sau ce facem? Documentația. Păi trebuie să vedem ce, la urmă, la diverse, să discutăm ce facem. Dar sper să nu ne ajungă ca la ceilalți. Plătim jumate de tractor ca să cumpărăm tractorul. Nu, tată, sunt epigal. Știi că ai aprobat în Consiliul Local și prin AFIR. Da? Am înțeles. Bine, vă mulțumesc. Următor, domnul Zafirescu. Da, aici vreau să întreb și eu. Hai, da, nu, 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 vorbești, da, da. Poate prins tu. Sistemul de monitorizare și supraveghere ce este de 6.000-5.900 și ceva, asta este în derulare sau ce se întâmplă cu el? Sistem de monitorizare și supraveghere spațiu public. Eu sunt de bani aici, de 5.950. Știți, aveți idei cumva ce... Documentația, da. Documentația pentru proiect? Sau, nu știu, m-am gândit poate e mentenanță, nu știu. Nu-i mentenanță. Nu. Nu? N-are ce. Dar m-ai întrebat din colegi. Era stația aia de încărcare și monitorizare, nu? Chiar nu știu. Ce sistem de monitorizare și supraveghere? Nu, dar nu s-a făcut nicio mentenanță. Nu, aici e secțiunea de dezvoltare. El, aici. Dezvoltare înseamnă că e de proiectul ăla proiectul care zice și de camere și două stații din mașini de încărcare electrică. Da, și eu sunt la 6.000 de lei. Nu știu, văd că e funcționar. A, de dezvoltare? E pe dezvoltare, da. Dezvoltare, da, da, da. Adică urmează de acum. Urmează de acum. Proiectul. Da, știu. A semnat contractul de 4 luni la București. Se lucrează, documentați. Da, zice, cu apa, am văzut, de avocat, de nu știu, ce proces avem în derulare, că ce sub, plătim sumele astea aici, din 6.000? Trei amenzi cu Apele Românii pentru fosile alea din 2021. Așa, aveți da, acest rol de atunci, în instant. Da. Am, da, nu, am văzut că e sumă mare aici, adică... Da, cam asta era, da. Nu? Da, pentru ce să dai. Atunci noi vreau să completez, să ne spuneți o dată, dacă vreau să fiu bani pe modernizare drumului de interes local, în ce stadiu și-a fost proiectul de asfaltare. Și unul, și Palacol, Angel Salini. Pe tot... Cu Angel Salini? Nu, dar cred că asta e pe situație de urgență, nu? Păi nu. Situația de urgență este primul care și-a terminat licitația. Și trebuie să treacă termen 30 de zile și nu facă eu un contestații, da? Aștept să vină firma câștigătoare, să vină la primărie, pentru că vorbim de asfalt. La apă, aștept săptămâna asta, cealaltă, luna asta, să mă chemiți de ordine ministru, să ne apucăm de treabă. Deci asta, da... La apă. Și la Angel Salini, la Angel Salini, la Angel Salini se lucrează la vizie. La al doilea proiect de 5 km de asfalt, da? Ăla pe Angel Salini. Și banii ăștia pe modernizare drumului de interes local, pentru ce sunt puși? 22.000? Păi s-au mai plătit. Nu. Proiect, avizii. Dar e bine, domnul Onor, să vă arăt imota mocă, că noi sunt procese verbale de recepție, sunt domnul... Nu-i problema așa. De bani, nu-i problema de bani. Da, da, exact, exact. Exact. Lucrare foarte, păi pe astea, dar exact ce v-au mai plătit, vă dați seama că eu semnez o grămadă de facturi, nu le știu pe toate, ca ce trica. Școală Florel, văd că este de 244. 244. Păi da, nu s-a plătit vata minerală. Vata minerală de-am trebuit și că ați aprobat-o, nu am plătit-o. Lucrarea, când s-a făcut tavanul, vata minerală nu a fost bani, am trebuit. N-ați aprobat dumneavoastră în Consiliu. Și tot făcut și acum ați plătit, dar execuția asta e pe 3 luni. Am înțeles, deci... Da. Da. Uitați-mi eu să mă întreb dacă... Ia spuneți. Modernizarea iluminatului public. Așa. 69 de mii, 70 de mii. Da. Păi, partea noastră, și ai să vedeți la urmă când vă spun câți bani și ce vreau să fac, ca să dăm înainte,
ce-o suportat pe OG 47 și, pe, și nu le suportă statul, semnesc contracte cu fonduri europene și îți vin diferențe de fispire. Păi, stric la urmă. Acum, proiectul, exerția bugetară. Proiectul, practic, e cel care s-au pus lămpile. Da, da, da. 400 de bucăți, nu? Da, da, da. Nu? Da. Deci partea noastră deocamdată sau partea noastră a fost, mai dat, oricum, a fost de 10% și asta înseamnă, cred că un miliard, zic, pe acolo. Și diferența pe OG 47? 400 de lei, un miliard. Partea noastră. Avem un proiect extraordinar. Băi, fonduri europene nu le-am iei. Este proiect, dar l-ai aprobat. 400 de... Dar sunt lămbi moderni, mă, omule. Nu sunt, băi, văzut că se diminuează. Știți că sunt puse un... Știți că sunt puse lămpile astea moderne și în locuri în care nu sunt pe domeniul privat? Așa. Și cine le-au pus, știi? Verificat. Domeniul privat? Da, da, da. Da, 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 știm și noi. Da, tu nu spui. Da, nu, da. Că e fel. Eu nu spun. Da. Știți prea bine, dumneavoastră aveți documentați, aveți acte, aveți tot. E un proiect, e o sensă, care poate sunt așa. Nu, 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 sunt puse stimate, dar nu sunt exact. Da, o să vedem. Așa, acum... Dar știți de ce nu avem lumină în Florești, lumina public de vreo 3, 4, 5, 6 zile? Dar de ce nu a zis nimeni nimic? Păi nu știu, v-am întrebat că dumneavoastră... Păi nu știu, dacă este pe avarie, este poate sărită siguranța, trebuie dat în sus. Am înțeles, este sărită siguranța. Trebuie dat siguranța lângă tine, o dai în sus. Pot să intervin domnul, așa, chiar... Da, mă văd de aia de la EON. Dacă e sărită siguranța... Dar n-ai treabă, că e a noastră, nu e EON. Da, eu cred. Siguranța, dacă e în jos, mă dai în sus, că e de plasă. E a noastră, transformatorul e a noastră. Mă duc eu acolo cu persoana. E a primării, omule. Nu transformator, tu nu te bagi în transformator. Te bagi cutia care dă funcționarea public, da. Da, ăla micuț. Aia e a noastră. Bă, dăm siguranța în sus, dacă o arunc înapoi, înseamnă că nu scurt. Deci de câteva zile nu avem... Păi da, da. Ce nu mi-a zis nimeni nimic. Da, da. De aici de la Parascan. Păi da, de acolo. De acolo s-a întâmplat, dar eu nu știu. Nu știu dacă reușul nu este chiar ieri. Păi da, e aceeași rețea, pe doi Florești. Domnul, v-ați terminat sau mai? Da. Doamna, eu vreau să întreb. De ce n-am văzut în execuția bugetare bani pentru dansuri, bani pentru... Păi dacă nu am văzut, s-a mai făcut. De ce? Păi dacă nu am mai venit. Domnul Dămoc, care nu am mai venit. Domnul Dămoc, nu, banii sunt puși acolo. N-am văzut. E doar pe cheltuie, doamna Dămoc. Nu-i pe... Și... Domnul Dămoc... Auziți? Nu, dar nu s-a cheltuit. Dar de ce nu se fac părinții totuși? Dar nu era vorba de domnul Dămoc. Păi dacă el a venit în contract. Și nici domnul nu a mai venit. Nu a mai venit spațiul dumnealui. Unde se facă dansurile, aici cum are spațiu? Cămin Grigoren, Cămin Florești? Păi nu. Cum să n-ai vorba? Aici e o dilemă. Banii pentru... biserică, n-apar. Bă, nu, că nebea eu dat 10.000 de lei acum și diferența e în trimestrul celălalt. Semestrul 3 sau 4. Degeaba am vorbit. Eu dat 10.000 de lei. Da, da, dacă te-o dat după ce s-a făcut execuție. Și spuneți că se plătește un om pentru apă... Da, domnul Mulții, domnul ea. Da, știu că ea. Și lumea se plânge când are apă. Păi dacă consum în exces... Vă spun cât au fost... Păi lămuriți lumea acum, ca să vadă. Păi asta e, deci s-au... Este proiect și ajunge la el și o să... S-au dat în exces. Deci cât au fost și sie, cert, acum noi înțeleg, fiecare a avut roșii în grădină ce a avut. S-au montat un limitator de presiuni în colț acolo la... cum îi spune... la Olar. Au fost reglat la 1 cu 8, ca să aibă și dealul și valea, pentru că dealul vinea, spunea că n-au apă. Când dădea drumul la vale, îl dau, ăștia n-aveau, aveau cia. Înțelegeți? Și au făcut un echilibru. Dar au mers o lună jumătate, fără probleme, au avut toți apă. Când au început să udi, când au fost seceta cea mai aspre, au rămas fără apă. Deal. La vale, când l-au mai reglat ca să aibă și dealul și vale, băi, scăzută presiunea, dar n-are ce să-i facă. Rezervorul e plin cu apă. Deci, rezervorul. Dar se consumă în exces. Asta e singura. Da. Mai aveți ceva de asta? Să punem la vot. Cine este pentru?
Tu mi-ar trebui cineva? Deci nu mai Articolul 4. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor acordurilor, cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor, cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026. Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin Primar. Deci, pe ei treaba de la școală, nici eu n-am înțeles prea mult. Scrie ceva la cuvânt? Neasumarea responsabilității UAT-ului față de cea funcționează școala sau de specificii. Păi inițiez eu, dacă nu, cine, dacă școala l-a solicitat, cineva trebuie să inițiez, nu? Să mai scrie ceva la cuvânt? Trebuie să cineva care înconcieze ca să... Da, numai vreau asta? Același lucru, vreau să-l întrebesc în exclusiv. E referat făcut de secretara școlii, care nici solicită așa ceva. Domnul primar, e vorba de mine... neasumare. Cine nu-și asumă? Școala sau primăria? Primăria. Nu se asumă de la școală. Contractele îi face școala, ți-ai înțeles? Da. Ce au? Școala. Formul, prețul, actele, da. Materiale. Contractele astea care îi bănuiesc astea, cum mai fost și anul anterior. Și banii vin de la primărie? Nu. Vin din programul din naționale, că de-aia se raportează la guvern. Deci, nu. Plus din banii primării. Nu-s din banii din primării, ci dăm noi la școală în ianuarie sau în februarie când facem bugetul pentru altceva, aici e pentru contractul lor. Cu lati. Lati. Cu lati. Așa primăria de să da, 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 da. Să hotărați ei câți copii merit, câți sau câți. Despre asta eu. N-am înțeles. Aici, dacă tot s-a făcut proiectul, ar trebui să cineva din partea școlii să ne spună dacă nu ne trimis ceva mai... Adică, nu știu, din punctul meu de vedere... Dar o mai fost și o anare anterior. Știu că o mai fost domn primar. Dar era normal, adică, în paranteză, să fie explicat. Ce sau un referatul care l-a făcut secretară. Aici scrie, practic, dacă citim, nu? Contractul acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative. Nici de cum... La măsuri educative, când spui măsuri educative, nu spui corp și lap. Da. Ca idei. Bine. Dacă citim proiect. Da, da, prima parte, dacă de fapt. Și aferent programul da. 2023-2026, adică e pentru anii. Pentru achiziția produselor și a contractului. Produselor. Și de achiziție. Da. Când spui măsuri educative, tu ca primărie să nu-ți asumi, nu știu, mie, nu mi se pare un pic. Dar e un contract, e un proiect cadru. Este un proiect cadru, pe care noi nu l-am văzut, asta e ideea. Păi, o fi venit cu noi. Să punem la vot? Da. Cine este pentru? Da, nu mi-aș. Abține? Tu te abții? De ce? Spune nici nouă. Nu știu despre ce e vorba și perioada de 3 ani. Da, așa au fost, măi, că să ne numești, că așa nu e. Nu știu ce, poate să zică după aia cine știe ce. Păi nu e eu, cerut. Că ziceai să ai ce e pe. Da, că-ți faceți proiecte, n-ai nimic. Păi nu știu, și cum merge, nu știu ce să faci. Bun, pentru și la mine. Pentru și la loc. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii mixte formate din angajații UAT Comuna Scorțeni, consilier local și alte persoane din cadrul comunei. Pentru Comunei Scorțeni, în vederea verificării modului de racordare la rețeaua de apă a comunii și verificarea tuturor apometrelor care trebuie să fie sigilate. Inițiatorul Anton Gheorghiță Cătălin Primar. Ce am discutat mai noi? Da, corect. Domnul Zafrescu a cuvânt. Domnul Bondu. Domnul Bețan. Mai în spate acolo? Nu, nu. Domnul Zafrescu, aveți cuvântul. Să distrugă aici. Domnul primar, am văzut despre ce e vorba aici în proiect. Formarea unei comisii. Nu știu, dumneavoastră nu puteți să dați dispoziții să formați o comisie pentru ba, da, a face așa ceva? Și, deci, eu pot să vă spun, dumneavoastră, bineînțeles. Vă spun și o propunere. Doamna Vici cunoaște oamenii, Lăzăriescu a fost făcut parte dintr-o comisie. Poliția, îi dai aici? Poliția, polițistul local. Nu
Și dacă mai vreți un consilier, dar de ce? Dar și vrea să desfaci parte din comisie? Primarul nu face parte din comisie. Eu merg, dar nu pot să fac parte din comisie. Înțeles? Nu e adică legal. Părerea mea, de asta puteți lămuri mult mai ușor oamenii, altfel vă înțeleg. Vorbit, eu am vorbit cu oamenii, oamenii la mine vin, nu vin la oameni. Dar ca să identificăm de teren, să vedem care este o înțăpat de aiurea. Când tot oamenii spun, bacă ăla, atunci facem o comisie, frumos, dau o dispoziție, anunțăm oamenii care ne primesc, că dacă vor te primesc, păi aici, nu... aici vreau să ajung și eu. Ați înțeles? Asta e. Mai ales să știi că... Dar trebuie să o facem ca să vedem că până la urmă trebuie să rezolvăm situația, că chiar când se consumă apă mult, rămân oamenii fără presiune și mașini de spălat nu merge cu 0,5. Părerea mea, așa, din ce am discutat cu cineva, era bine luat în calcul, mai ales acum, din câțiva ani de zile, de când probleme. Și nu mai trebuia tras o conductă de la cimitir, măcar până aici jos, la pub, la aici, până la brote, aici și așa. Rămânea o parte de conductă, aia. Părerea mea personală, adică să lămurim... Da, da, și rezervorul ăla de apă e limitat. Merge cu portul. Acum rezervorul are apă. Dar dacă se consumă... Nu, dar nu se racordează alte persoane, se suplimentează cu altă conductă. Sau mai racordează alte persoane. Ca să încheiem subiectul și chestia asta. Nu mai zic nimic, o să vedeți că pe traseul ăla o să vină conducte nouă și cu oamenii branșați. Deci pe proiectul de apă, de aia asta mai ca să vă spun, proiectul de apă care ne apucăm de treabă în vara asta, s-a mai amânat un pic, s-a suplimentat cu 1.700.000 de euro să branșeze toți oamenii gratis la apă. 1.008 familii. Atâtea avem care ei sunt în comună. Și atunci o să vină săpat, să bagă conductul nou și branșare gratuită la toată lumea. Pentru ce să mai investești dacă bața o scot? Am înțeles, da, trebuie o scot. Aici ei, nu-i, dar o mers până acum. De zile de când tot tragem apă, s-o cam... Păi și eu m-am săturat, nu numai tu. Tu ai impresia că de-aia nici nu mai sunt vocal, nu zic nimic. Vreau să văd când am băgat în leț, atunci mai vorbesc, până atunci fac. Când dăm drumul la apă, domnul primar, nu păi băgăm da, în lețul, că dacă băgăm în lețul și dăm drumul la apă peste 10 ani, nu, tot degeaba. Ți-am spus că termenul de execuție este maxim deci un an și 8 luni, dar îi vor să termin 6 luni. Dar a zis 3-6 din urmă, că l-am întrebat odată. Din 6 luni a fost tot proiectare, tata. Păi nu, am întrebat. Și cu garanții, e și garanția. De la păi, așa se face, și garanție. Lucrărilor până la finalizare, asta e 6 da, dar lucrările implică și parte scrisă și garanție. Nu, eu am întrebat de la începerea lucrărilor, nu v-ați spus de la implementarea proiectului. Nu, eu n-am și o plâng de la începerea lucrărilor, maxim. Și plus termenul de garanție. Deci 2 luni, un an și o plâng și diferența până la 3-6 luni, garanția. Deci până la urmă, tot cum scrie în master plan, o să avem apă în 2030, nu? Hai să vezi, deci nu mai... Da. Până la alegeri, noi o să avem apă de conduct. Pentru că nu suntem cu aceeași linie de finanțare. Și nu e aceeași firmă. Și au avut probleme prin păduri și strugare. Vă dați seama că a trebuit aviză de la Suceava. Și acolo niște probleme. Nu știu că e așa ușor. Da, 25. În septembrie, la sfârșitul lunii septembrie. Alegeri. Bun. Altcineva dacă mai e. Domnul Andu? Bun. Domnul Beță. Da, am văzut că vreți să vă niște măsuri aici. Multe... Păi, se controlează, nu vreau să fac în el. Stai să vă zic. Conducta trece prin multe proprietăți private. Prin logic. Și ăla care e înțepat din... Trece conducta pe la el. Ce măsuri puteți lua împotrivă în care omul zice, băi, știi ceva, scoatem conducta din ogradă. Are un contract semnat, omul cea. Păi nu, am înțeles că sunt mulți care n-au contracte semnate. Wow.
Și am înțeles că a venit și persoane la dumneavoastră și eu zic că dacă nu-i dați drumul la apă, el taie conducta. Nu, nu a venit nimeni acum. Au fost chestia asta prin 2016. Așa. Nu acum. Acum nu mai nimeni. Toată lumea și-a început să plătească ce e aia care mi-au datorii. Am văzut că, ziceți că din comisie se facă parte și consilier local. Sper să facă parte consilier local. Păi da, la... păi da, de ce am băgat? Păi propuneți. Când s-a vândut utilajele, tractorul și așa, tot așa a zis că face parte consilier local, dar în ultima 100 de metri s-au eliminat consilierii locali. N-am mai făcut parte din comisie niciunul. Cum nu a venit nimeni? A venit inclusiv eu, am zis în ședință că vreau să fiu în comisie. Odată ce-i doamna vice... N-am fost. Nu am fost nici doamna vice, nici eu n-am fost. Nu, 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 zic la apă. Consilier local, când fost din... Da, dar dacă mai vrei, nu te poate să fii nu, oricine să vă trece. Da, deci dacă nu vrei, poți să vii bine. Vreau să se facă. Faceți-o propuneri. Dar dacă vă să plângi personalul că nu le plătiți și aceste comisii, faceți să plătiți. Dar nu mă, că aia au fost comisii concurs. Asta și o întrebare, domnul primar. Văd aici așa că trebuie să fie sigilatele apometrului. Sunt sigilate. Este aparat. Dar problema este că s-au discutat tot oamenii din sat, că sunt mulți care au căminul nu l-a intrat în proprietate. La vreo 50 de metri. Apoi acum te apuci și sep prin grădină omului și vezi dacă e branșat între conductă și apometru. De-aia trebuie să mergi. Nu vreau să mă dezamăgesc, domn primar, dar să știți că este un lucru foarte dificil atâta timp cât conducta asta de apă nu este bine reglementată. Și dar nu vor bine reglementate din început. Prin proprietățile oameni. Nu vreau dezamăgesc, dar să știți că o să fie foarte greu. Știu, dar oricum, dacă oamenii mi-au cerut, că nu eu tot vrei, prin oameni, oamenii mi-au cerut să verific. Este greu. Contract. Sunt conducte, conducta sunt pe proprietăți care n-au contract. Asta care nu există. Dar nu există. Aveți o idee care este diferența dintre contorul de la bazine cu consumul oamenilor cu plățile? Este evident la ce din casează banii. Nu, diferență de metraj. Metraj, nu bă. Nu pot să estimez, că am avut și pierderi de... Uite, și ieri am avut o gaură aici, am pus un șanier, alaltă ieri am avut două. Deci se pierde apă. Am avut pierderi aici la vale toată iarna. Știți că, spuneau cetățenii că s-au activat izvoare. Nu era niciun izvor. Întrebați pe doamna când am luat și am găsit. La Nelu. Deci nu s-a activat nimic. Curge apa pe gură liberă. Deci nu poți să estimezi. 6 luni. Pentru mine a spus așa. 6 luni. Dar dacă ați făcut o conductă, nu au zis nimeni s-a activat izvoare. Pentru mine au zis. Nu chiar toată lumea. Eu am zis când am spus. Eu pe vale n-aveam apă în fântână și aici curge apa de drum. Rău. Da. Da. Mă vreau să vă întreb un pic la ce suntem la apă. Ce obligații are în contract de prestări servicii Dorinel Moței? Alimentare, da. Citiri, apometrii, sigilare apometrii, da. Curățenii. Da. Dar nu are dreptul el să ia hotărâri în funcție de... Nu, no. El prestează doar servicii. Poftim? El prestează doar servicii. Nu înțeles că mult nu spune de cauza lui Dorinel, cauza lui Dorinel. Nu există. La Dorinel nu dă drumul, Dorinel nu are apă. N-are nicio treabă. Acum Dorinel mi-a spus că se închide din apa. Eu nu știu cât, la de asta am întrebat. N-are nici obligația el în contract de prestări servicii, adică el are niște atribuții limitate. El nu poate să depășească, să intre prin proprieți fără să... Să furnizeze apă la oameni. Nu are nicio treabă. Deci îl furnizează apă. El își face treaba și-a făcut cum a fost până acum, dacă acum nu mai e apă, asta e. A fost apă, nu putem să spunem că nu a fost apă. Dar adică nu are nici omul ăsta nu trebuie să fie degeaba. Dacă el își face treaba, ce să-l blamăm și să-l... Păi dar nu are voie să-l blamez, că el își face treaba încă prea bine. Îl propun pe domnul, dar în fine să-ți facă parte din comisie că cunoaște oameni. Oamenii? Păi adică nu știu proprietăți care nu au contract din ce nu știu. Care mă rezi, primar? Eu nu-i există să ai. Dar conducta, în proprietate cu este conducta? Cine administrează conducta? Ilegal primăria. Consiliu. Cine-i consiliu? Cu consiliu? Cum? Consiliu primăria, consiliu local. Primăria administrează conducta, nu consiliu local. Da, toate bunurile însă consiliu local din primărie. Corect.
Noi nu prea semnăm contracte, nu prea avem acces la nimic așa. Nu deține nimic. Primăria deține. Primăria, noi nu suntem. Noi suntem azi, suntem un mesi. Dar la nu din voie, Consiliul Local în generic. Consiliul Local. Primăria este reprezentată prin primarul comunei. Primarul poate să ia măsuri, să dea decizii, să ia decizii, să poate să... Nu? Să formez o coaliție. Este un început. Ca să avem discuție, da, dacă... Este un început bun, faceți-vă treaba. Da, e foarte care bine. Găsiți, găsiți, care nu acum, îi mai căutați. Referitor la apometrie, da, dacă dă diferență între sus și la rezervor și cei la oameni. Dar primăria are apometru? S-a montat? Până la urmă? Este, că nu era. Nici primărie, nici poală. Nu știu, de că e acolo. De unde am aflat? Sunt instituțiile care ar trebui să le dăm legea. Da, bineînțeles. Că și nu, dar dacă faci o verificare, da, a, nu, dar consumul, dar dacă au un client de șar și nu poate estima un consum... Oricum, din cheltuielul tău, toate deciziile care vă le-ați luat. Da. Trei membri ăștia, care i-am propus eu. Da, sunt foarte bine. Doamna Vici Călțărescu și Poliția Local. Nu, și mai merge, mai... Dacă îmi întâlnesc, nu am eu timp de așa ceva. În consilierile locale nu vă puteți băga din cauza că e ceva extra serviciu, extra... Eu nu fac. Aici chiar nu avem nicio atribuție să mergem noi prin sat. Să bun, rămânem cu cei trei care am propus. Cine sunt? Sunteți angajați primării, faceți-vă treaba. Cine este pentru? Bun, așa ne-am. Da, dacă remunerați un consilier ca să fie... Acum ce vreau să vă prezint la diversi. Articolul 6. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și a consiliului local. Uitați că am terminat grădinița și alte lucrări. E la diversi. Eu doar verbal vă spun. Dacă sunteți de acord, sunteți de acord să fac un proiect de hotărâri pe luna viitoare. Dacă nu, nu. Mai aveți de dat 400 de lei la grădiniță. Porul. 400 de lei. 400 de mii. Așa. Mai avem 100 de mii. Trebuie să plătim noi tractorul și după aia ne dă galul banii, că așa e procedura. Mă duc luni doar pentru jumate. Am făcut o solicitare, jumate mii de. Deci 100 de mii de lei trebuie să-i punem noi acolo. Valoarea tractorului 226 de mii. Înființare sistemul cu apă, comuna Scorțieni, 250 de mii diferența care a rămas să plătim pentru proiectul de ce ne apucăm îl iau. Pentru PUC, știți că ca să poți să-l termin 100 de mii, elaborare studiu sociologic și cere finanțare pentru programul operațional incluziunii de unitate socială, 93 de mii, e programul POCU, care îi dăm, ați fost la ședință, care au fost. La drumul de la Florești, Păceni, Grigoreni, 134 de mii, pe Angel Salini, proiectul tehnic. Modernizarea drumului local și de interes local în satele Florești, Păceni, Grigoreni, comuna Scorțeni, PTH-ul la, ce s-a terminat licitația, 298 de mii. În total, sunt 11 miliarde 850. Este posibilitatea, și alte primării încă au uzat de treaba asta. Noi dacă nu plătim, unii suntem datori și ne plătiți facturi, ca o atenție ne blochează conturile și nici banii la asistență specială, nici la salariați, nici dumneavoastră, nu mai putem da drum nici la proiectele care le avem înainte. Este varianta asta ne împrumutat dintr-o jurea statului cu dobânda cea mai mică și l-am împrumutat cam toate primăriile, pe o perioadă mai îndelungată. Din ce v-am citit eu aici, dumneavoastră, banii care de la tractor îmi intră înapoi, am achitat pe loc când îmi intră, banii la toate diferențele de la grădiniță, cine intră nou în cont, livrăm. O să rămână o parte din datorie care poate acoperi cu Consiliul Județean când va face verificare buget. Este urgent, dacă dumneavoastră considerați să vin cu un proiect de hotărâri ca să putem să dăm drumul, derulăm proiectele astea, plătim eșalonat cu bani din trezoreria statului, este pe lege, este aprobat de minister, uzează de 2-3 ani la primărie. Deci din proiectele astea pe care mi le-ați enumerat, da. Care sunt primordiale? Care păi toate sunt primordiale, uite că la grădiniță... Câți bani avem nevoie? 11 miliarde 850.
12 miliarde. Dar nu mă poate împrumuta mai mult de 10 miliarde. Eu v-am adică, expus. Adică ar veni ca și poți, cum... 1 milion de lei. Că mai mult de un milion nu mă poate împrumuta. Dar v-am expus dumneavoastră... Ca să nu vă împrumutați, facem noi o chetă și vă rezolvăm. Băi, adiți, băi. Domnul primar, dar de ce vreți să vă împrumutați și nu așteptați să vă vin în finanțări? Păi dacă mi-au venit informații că ne blochează conturile, de când am cereri? A, deci sumele astea trebuie plătite? Păi, dar grădinița... A, deci trebuie plătite păi, trebuie și plătite. Bani, am înțeles. Păi trebuie plătite. Dar sunt da, grădinița în limbi proiect? Da! Și? Și în ochi 47, ce v-am spus, că a suferit majorării. Divers și prevăzut, e adios. Nu da bani. Bă, dea, domnule, faci să dar ce să dea, nu mai văd la țară. Acum, când vă zic, acum ajungem la ce v-am zis eu, dacă țineți minte. Când faceți proiectul la început, da? Scriem. Ce scrieți? Cheltuieli neprevăzute. Da? Nu. Ai dreptate, dar pe port nu o suportat așa ceva. Și OG 47 nu păi, permite la nici păi, la Grigore, o primărie. La Grigorei, cum a fost modificare de clădirii de asta, da, cheltuieli neprevăzute. Dar tu când vii să faci o clădire nouă, vii cu cheltuieli neprevăzute. Păi, europeni, credeți, de asta vă spun, credeți așa ușor? Domn primar, nu. Dacă nu la Grigore, tot la fel a fost 1 miliard. Altă măsură, dar tot așa o firmă a executat lucrarea, adică nu a executat-o statul. Tot aici o firmă de la zero, care a cerut și nu a câștigat niciun bani și a rămas cu lucrarea executată pe banii din proiect, 200.000 de euro au fost parcă. Deci eu spun că acum au fost altă situație, e altă situație. Vă informați? Vreau să vă rog dacă mă lăsați să vin proiectul la viitoare. Până atunci vă informați eu, că ești capetat. Local nu sunt de acord să-mi datorez primăria da, pentru a mări taxele și impozitele cetățenilor ca să recuperăm sumele. Noi deocamdată avem un plus de 357.000, da? Dintre cheltuieli și venituri. Avem un plus de 357.000. Păi, întrebați contabila. Nu întreb, că avem aici cheltuieli, nu? Da. Ok, mai trebuie bani, da? Lucrările astea de ce nu se fac etapizate? Adică ne apucăm de un proiect, îl ducem la capăt. Păi dacă nu ești în dumneavoastră vă apucați din nu știu câte proiecte, niciunul nu se duce la sfârșit, la bun sfârșit, ne-l terminăm și ne... Vinim după aceea, hai să-și împrumutăm. Nu, nu, nu. Nu dai cum te-a pus pe unul. Bă, dacă... Ce faci? Dar nu cum ai să dezvolte pe unul. Da, dar măcar... Trebuie un pic valorile care le-a spus mai înainte. Da. Am să le notez, mă. Da-ți faci. 400 de credința. Sau o copii. Sau o copii. Spune-ți, acum am trebuit. 400 de mii grădiniță. Dar nu era pe fonduri europene. Da, măi, eu ce zic? Da, da, uitați-vă ce înseamnă OG 47 și sună și tu și-o fi tăi la fapt. Ce explic? Așa e. Conducta. Păi după câte am auzit... 100 de mii la tractor. Da, în partea aia mă duc luni să te ajungi. Să aduce și sprijinul lucrătorilor. Am un tractor. Da. Pugo 100 de mii. Nu știu la 250.000, la 250.000. Deci am pus grădinița, am pus tractorul. Iluminat public. Grădinița, tractorul. Modernizarea iluminat public 210.000. Modernizarea iluminat public 210.000. Dacă nu mai poți să mai programul operațional capital numai 93.000. Drumul de interes local. Angel Salini, 134.000. Eu nu de acord. 298. Și cu ăsta, cu licitația, cu drumurile de 11 km, 298.000. Eu v-am întrebat, dar dacă îți blochează doar, nu spuneți, nu v-am zis, atât. Nu e, nu se vrea, nu există așa ceva. Dar nu că... Și când îi se blochează bolturile și nu se banii exact cât aveți și cum aveți. Nu vă aruncați în lac și să aia spuneți că nu vă aruncați la cum să-i banii ăștia care sunt aici, ăștia mai trebuie dați? Sau ăsta-i valoare? Deci, ce-am vorbit acum? Ăștia trebuie dați. Ăștia trebuie dați, mă. Mai trebuie dați. Ăștia trebuie dați. Nu s-o împrumutat. Și
cât o... O avut împrumuturi, de asta și, și câți ani de zile o suferitate oameni? Cam 6 ani. Păi ce vorbim? Domnul primar, eu vă sfătuiesc să mai tăiați din ce... Mai tăie din ce? Contracte, prestări servicii. Ce se poate tăia, să se taie. Adică noi ne împrumutăm, dar plătim șofer ca să avem la primărie pe bun de excavator, când de fapt și de drept noi avem șofer la primărie. La deci prestăm, avem contracte... Băi, cu atâția bani vrei să acoperi cu câte... Uite, omul ăsta, în ultimul timp, că are și problemele lui ce are, o presta poate 10 ori. Și ce economii faci cu 10? Hai măi, eu am spus. Atunci. Am înțeles. Rămâne la aprecierea. La iluminatul public e pus acolo? Da, 210.000. Da, da, da. 210.000. Noi am fost în stare în 4 ani de zile, spunem, cu două plăcuții cu denumit de străzi și vrem să ne împrumutăm. Deci trebuie să ne mai vină ceva bani de la iluminatul ăsta public. Da. Că dacă noi am dat un... Nu, bine cheltuieli neprevăzute și mai trebuie să dăm bani. Nu știu, eu proiectul, nu mai știu exact ce a fost acolo și valoarea care e, dar să dăm... Asta e diferența. 1.400.000 de lămpi inteligente, cum o fi și cum o fi... Doamne ferești, dar ce nu costa cu becul care este acum? La ce am mai făcut proiect? Pe bune acum, hai să facem și... Dar nu știu ce cu statul român, nu cu mine. Da? Da, nici mie nu convine, crezi că-s de acord? Dar trebuie să găsăm formații. Nici eu nu-s de acord. Cu majorările astea. Dar dacă asta e legea? Când ați făcut calculul inițial, voi 400 de becuri, atâta e partea mea, 1.000.000 de lei. Păi, dar... Păi, dacă ai înțeles că ți-am dat hâtile astea să verifici, du-ți și la ai tăi și care îți vrea să ducă. Să vezi ce înseamnă OG 47. Asta e cauzele, s-au scumpit toate, iar... Uitați-vă că... Și o să se mai scumpească. Să mai scumpească. Una e o lucrare. Uite, dau un exemplu la domnul Obrănescu. O plecat cu o sumă, făcut cu OG47, cum cât? 25%. Dar cât o să dați? Și toate produsele, acum 2 ani erau mai, dar fost cu 3 ori mai scump. Toate produsele. Dar dacă nu plătim, plătim penalități. Și tot trebuie să dai. Tot cu rahat. Da, mai rău. Băi, eu... Da, vă las să vă informați până la ședința viitoare, vedeți că am dreptate. Da, știți cum e, vă las să vă informați, ați venit în ședință, să-i consiliu local de cinci, bă, Ioan, nu, lăsați-mă, lăsați-mă, nu, eu știu cât tu înțelegi, dar tu ești a cinci, tu faci politică cu cineva. Nu, ai lăsat o leagă, băieți, nu fac nicio politică, dar nici nu puteți să ne-o serviți la jumătatea anului, după două trimestri, din el, ne-o serviți, ori facem, ori dacă nu-i gata. Băi, ori dacă nu, deci atât ce o serviți, eu v-am spus ca să vă gândiți până la ședința viitoare, voi trebuie să înțelegeți, dacă vreți să vă informați, aveți tot drept. Vă duceți la conducerea voastră, vă duceți la prefectură, chiar vă rog să vedeți ce înseamnă în OG47. Ce conducere, Mitre? Nu suntem maturi, nu vedem... Da, mă, dar citești un pic pe lege, să vezi că așa e cum zic eu. Domnul primar, noi acum Consiliul Local aprobăm un împrumut. Dacă cheltuielile nu se acopere, o să venim către cetățeni să le mărim taxele impozitele, că spunem că nu se mai putem funcționa, trebuie să le mărim obligatoriu, că ne obligă... Nu am mărit nicio taxă, nici că sunt eu, nimănui. Păi, Ministerul Finanțelor Publice și noi suntem datori și o să trebuia să mărim taxe și impozite. Nu știu dacă mi se pare normal ca noi să ne împrumutăm și cetățenii să plătească pentru... Aveți tot dreptul să... Nu, eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord. La grădinița au fost făcute prin proiect european, da? Noi, în momentul de față, mai aveți să le dăm 400.000 de lei. Grădinița este gata. Din proiectul european, noi cât am cotizat, sau cum am plătit noi și câți bani trebuie să ne mai revin. Pentru că cât a fost total? El a fost un total, de 13.000. Da, uite, îl întrebăm pe Alexandru, exact, cât din ăștia 400.000, să achităm tot. Să știți că din punctul meu de vedere, dacă noi fim într-o ședință și vrem să luăm o decizie de genul ăsta, da, când stăm deci aici... Deci aveți cifruri în față. Nu. Nu e vorba. Când zicem că ăla e în concediu, că trebuie să-l întrebăm pe ăla. Păi dacă nu ne strângem pe ori și vedem să luăm o concediu. Nu, nu ai spus să fac. Așa, noi ne apucăm de proiecte, da? Ne-am apucat de apă, ne-am apucat de alea. Studii foarte multe de făcut, studii PTH, ce-i de fezabilitate, ce este studii pe care noi nici nu ne-am apucat de ele, am plătit și o grămadă de bani. Și peste un an mai expiră un studiu, un PTH mai trebuie refăcut. Iar azi banii și nici măcar nu face nimic. Cu becuri la fel, cu ăla la fel, grădinița e singurul care e terminat, da? Și iluminatul public. Și iluminatul, da. Și iluminatul, și tractorul îi semna contractul, dar trebuie să împrumut banii ăștia ca să-i dăm, să mi-l aducă, că după aia trebuie să faci adiționale, nu-ți mai dă banii.
E păcat că tot primările și au și mai nou. Da, dacă nu avem... Că banii aia țin înapoi. Banii aia intră nou. A, păi nu mai dacă înapoi o grăbă. Da, ideea este și ce bani trebuie să vin. Nu? Proiect european. Pentru ce spusă pubelile cele mari, metalicele, pentru menajer, pe stradă așa. De exemplu, este la, în pantă acolo după podul de la Palascalu. Este un... Acolo duce lumea, cred că duce mortăciuni, nici nu poți trece pe el. Cine duce gunoi menajer acolo? Că toată lumea are pubel. Cine îl duce? Pentru ce pus acolo? Așa. Eu am vorbit cu Rom Priescu, cred că vorbim doar la Dici. O să dea saci prima oară la fiecare și ia gunoiul selectiv, dar fiind selectiv, că dacă nu e selectiv, din fața porții. Nu-l mai duci în containerul ăla. Deci îl ia din fața porții. Și mai dau containere pentru... O să dea și container, dar acum momentan îl dă saci. De ce? Vreau să spun acela de acolo. Deci, da, pentru cine e pus? E pus în cazul lui trebuie. A fost pentru selectiv, dar dacă nu... Nu, nu, nu e că e pentru menajer, e deja la metal. Nu, nu e pentru menajer. Dacă e metalic, nu. E pentru cu noi. Dar acela nu se vede așa ca parte. Are din metalic pentru menajer, nu e pentru selectiv. Da, e pus acolo. Este și aici la pot, toată lumea are cu ele. Deci nu poți scrie ce pe aici, pe la coț, la pot, de miros. Domnul primar, dar nu se poate mai des de o lună? Că într-o lună se strâng un om cartoane, vă dați seama? Deocamdată ei încep programul ăsta, acum au început. Și în legătură, ca să spun eu pentru oameni, în legătură cu pubelile astea pentru casă, de astea micuții, deci până la sfârșitul august nu se dă nicio pubelă, nu sunt nimic. Eu am vreo 10 cele, 11. Bebe, ai zis că faci și tu pentru ce n-ai mai făcut, că dacă veneau așa. Eu pentru 10 cele au zis nici nu... Nu, îmi bagă astea mâni și nu au absolut nimic, nicio pubelă pentru oameni, pentru familie. Deci nu împărțim noi după aia, că sunt care. Dar faci mai mult cereri de aici sau? Nu, deocamdată de județ nu este nimic. Deci nu este vara asta absolut nicio pubelă. De ce nu sunt ființați în chioșcă, ca pe vremea? Da, nu fiu, am spus totdeauna și la cursuri să se înființeze chioșcurile care erau odată, să vedeți că nu o să fie nici plastice, nici sticle, nici borcane, nici cartoane, nimic nu o să fie. Și mirosurile care sunt și așa. Asta e cel mai corect, dar problema nu-i la urmă, dar nivel de țară. Asta e greșit la nivel de țară. Civilizația lor. Că ei aduc când morți, aduc și... Găini, ce mai fi aducând? Dar nu știu oameni, mai știu oameni. Dar nu știu, domnule, dar... Fecarele de la câini aduc. Da. Și am văzut și eu cu ochii mei cum aduc în parcare acolo la Cărăușu resturile de la Graști. De la... Gomai, da, da. Am văzut eu cu ochii mei că veneam dimineața cum se duce cu două așa și eu cu ochii mei am văzut. Așa că asta e creșterea de clasă. Aș vrea o precizare. La câte datorii a zis că ar trebui să ne împrumutăm și asta, înseamnă că proiectul ăsta cu o echipă de port bancare fără nicio... Așa și încă o întrebare, domnule. Dar nu, dar doar la denumire, stai o leacă. Doar la denumirea ca să denumim echipa de fotbal, nu trebuie să bani. Așa o denumim... După aia trebuie echipament, nu? Să faci o denumire și să faci... Să înființezi o asociație, ați înființezi. Dar nu asociație. Dar nu echipă. Eu, după părerea mea, cum am discutat cu mai multe persoane, nu este bună asociație, că asociația se referă direct fotbal. Sau ce vrei tu să faci, direct handball sau direct.
Cel mai bun era club sportiv în care să faci, nici nu trebuie să ții competiții, nu ai cheltuieli de asta, decât ai făcut un club sportiv. Te legi de școala sportieri, sponsorizat de primărie cu ceva bani, în care copiii cum îți dansuri. Poți să faci șah, poți să faci fotbal, da. Este și obligatoriu ca să trimiți echipă. Da, pe urmă, dacă vrei să și ai un tur, ai copii și ai și asta, poți să-i trimiți pe urmă în activități sportive. Da, și era mai ușor. Da, întrebare, domnule. Să facem un grafic în cadrul primăriei, angajaților primăriei, cu concediile. Cât are dreptul fiecare, că știu că este angajat, da, la resurse umane. Ai dreptul să iei concediu, băi, gata, săptămâna viitoare sunt concediu. Nu să iei, domnule, la începutul anului. Nu, dar e o programare de concediu, doamne. Păi nu, păi și cum? O programare de concediu. Da, dar luna trecută, stai cum fost, au avut o săptămână, domn primarul, concediu, când am avut noi ședință. Acum are doamna, domnul secretar, doamna vrea să zică câte zile are fiecare zile, perioada în care și ia concediu, asta a vrut să zică doamna. Da, nu. Ca să avem papar și noi câte zile personal. Luna trecută, când au propus băieții cu așa, noi domnul primar ca să ia o hotărâre. Acum, domnul... Parcă au spus de proiect în cele. Secretarul în concediu și domnul le-a depus din aprilie. Când, domnule, frate, să știm și noi, băi, luna asta e putare în concediu. Nu e bine consilierul local să depună proiect de hotărâre. Nu, dar nu, că nu, dacă fac campanii. Păi da, exact. Da, nu, dar vreau să spun așa, acum când se discute exact asta, proiecte de execuție bugetară, pe cine se întrebă? Doamna contabilă în concediu. Deci nu, așa o leacă de ordine, băi, știm că avem ședință, la sfârșitul lunii eu concediu la 1 până la 15, până la 20. Așa se face la începutul anului, programul pentru concediu de anul, când ai fiecare concediu. Nu aș faci tu la orice întreprindere. Dar chiar după state, de exemplu, luna trecută dumneavoastră ați fost în concediu, o săptămână sau două, cât ați avut. Să vedem chiar până la sfârșitul anului. Sigur mai vine o lună. Astea mai pot interveni concedii medicale care... Bine, dar nu, chiar așa... Ori de câte ori avem nevoie, e un concediu. Cum ai găsat? Mă, că sunt șasul, mă, știți, nu te-am dat vina de cel care-i în concediu, e simplu. Așa, domn secretar, a dat vina de neastră, ședința trecută, se zbată... Dar eu n-am dat vina bine. Știa despre ce-i vorba, domn primar, puteți confirma, știa despre ce-i vorba, că momentul respectiv a fost la el. Acum, dumneavoastră, zic că nu-i secretar. Vine să-și domnul ce-i spune. Dar am dat vina pe el? Nu, nu este. Păi nu trebuie să fac el dreptirii. Ce îmi place? Că acolo e mai... Eu aici vă dau dreptate. Articolul de legii trebuie să treacă, să nu toace hârtiile 10 ori înapoi. Da, dar ședința trecută erau de mine cu viață. Da, mai în concert și nu am lucru să fiu ciocătări. Când a fost Mirea Zăbarnă pentru la parohie, a fost Alexandru în concertul și nu a putut să ne iei. Dar nu puteam să-i dea săptămâna. Dar au venit Alexandru. Păi nu, dar vreau să spui atunci că nu fost gata, îi dăm, dar nu-i putem da săptămâna. E cealaltă. Pentru următoarea ședință, dacă rămâneți la ideea asta cu mult să credeți că oaștele care trebuie, adică ce s-au plătit, cât s-au plătit, tot. Cât bani au venit, da. Cât trebuie să intri și ce perioadă. Tot, corect. Pentru că altfel să știți că... Nu mă trebuie de acord. Transparență tot pe virgulă. Da. Da, haideți să încheiem pe acum. Ar fi greu și din toată urmă. Nu-i greu nimic. Dacă discutăm civilizat, nu-i greu. Nu-i. Nu-i nimic greu. Deoarece am închis ședința.